Bodyguards Petru Mircea i-a organizat astăzi o slujbă de pomenire Mădălinei Manole. Artista ar fi împlinit mâine 44 de ani. Părinții ei au lipsit de la parastasul organizat de ginere. Au făcut și ei unul sâmbăta trecută și vor mai face mâine altul, exact în ziua în care Mădălina Manole s-a sinucis. Veșnică odihnă, fă, Doamne, roabei tale, Magdalena Anca. Mă simt ca și cum aș fi îngropat astăzi. Două parastase, o durere ruptă în două de ură. Nu vă gândiți de ce a venit miercuri? A venit criminalii la locul victimei să-și ceară iertare. Avem ce discuta, din păcate. În loc de flori la petrecerea de aniversare a zilei de naștere, prietenii, soțul și cei care o iubesc pe Mădălina Manole i-au adus buchete de flori la mormânt și poezii. Și sâmbătă la parastasul făcut de părinții artistei și azi la slujba organizată de soțul ei. Îngeraș cu păr de foc, suflet trist fără de noroc, chip de zână din povești, care astăzi nu mai ești. Petru Mircea și-a stăpânit cu greu lacrimile. A vrut să fie precaut, așa că a venit cu gărzi de corp și la biserica din Otopeni și la cimitirul din Ploiești. S-a temut ca nu cumva socrii să facă scandal. Veți vedea cu toții cum se va sfârși. Mâine este ziua de naștere a fetei mele și ziua când s-a despărțit de lume. Merg cu flori, cu lumânări, cu vungând pios, cu lacrimi în ochii. Anul trecut, pe 14 iulie, Mădălina Manole s-a sinucis. Petru Mircea a găsit-o căzută în holul casei lor din Otopeni.